Al templu care a fost dedicat în secolul 4 înainte. Dedicated to Baal. Baal is Akkadian Sumerian god. Baal era o zeitate sumeriană. He is the god, the upper god, the god of gods. Era zeul Zeigo. He is equal to Zeus, Greek, and corespondentul zeului din mitologia greacă. So here we have the wall. Avem zidul de protecție. Here we have the pillars, and along the whole curtain, it was covered between the pillars and the walls. It was covered. Inside was open. Spune că era o parte a templului acoperită, respectiv de la coloane spre ziduri. De asemenea, templul avea o curte interioară. The heights of the wall were 14 meters. 14. Înălțimea zidului era 14 metri. The cella is inside. We will go afterwards. If you see, this part of the wall is original. Partea din față este originală. We see all those holes in the wall. Vedem foarte multe găuri în zid. Actually, they used those holes, they were meant to be filled with lead and iron. Se presupune că astea erau umplute cu fier. And they were, if you look to the holes, they all come between the three stones. So they filled them with lead and iron in order to keep the stones together. De aceea, ca să stea mai bine fixate pietrele. Bine, asta, exact. Every year, in April, 26th of April, of a tower which was built and also parte o rămășiță a turnului de control. Some remain of the columns were used also. Okay, now we go to see the temple. Acum facem plimbarea prin templu. Something at the back side, I will tell you what it is. Urmau să fie sacrificat aici. Under the rock there, there used to be some kind of sewage. They used to wash the blood through the sewage to a canal under the transport. Spălau aici sau undeva animalul sacrificat, îl curățau de sânge. And then they would cook. Pentru a fi preparat. Actually, not only the pilgrims, but also the upper class of Palmyra was invited to have the sewage together. Asta înseamnă democrație. Nu mâncau numai oamenii obișnuiți. Așa bucurau și cei din plantele. What kind of animal they killed? They killed from chicken up to cow and camel. It depends on how much you have and how much you can buy. Wait a minute, you come here. Așteptați că mai aveți ceva de văzut. Okay, you come here. So, what do you think is this for? Sombrero. Sombrero, head. Mexican head. My friend, we saw the wheel at the back side there. Am văzut o roată mai devreme. Actually, this was olive press. Da. Asta de fapt este era o presă de măsline. You have a beam here. Beam here. And then beam this way. And then you have one wheel at this side, one wheel at this side, and then they start to push it. Spune, pune pe scotea uleiul din măsline. Să pregătească pentru o spăt. Sela, sala principală. Sala principală. Actually, the cella is the holy of holies. Practic, e sala cea mai sfântă dintre toate sfintele. In the temple itself, everybody was allowed to come inside. În templu putea intra oricine. But in the cella, only the priest was allowed. Dar în cella numai preotul. Statue of Bel will be hidden inside the cella the whole year except on 26th of April.
practic statuia zeului Imper era în această parte a templului, era scoasă doar pe 27 aprilie. If you look to this to the gate here, dacă vă uitați la această poartă, the decoration, they are all kind of a fruits, decorațiile cu în special fructe, fruits which they are found in the oases of Palmyra. Fructe care se pot găsi în oaza din Palmyra. Also we see eggs at the right side, the left side hand, on top by the frame of the gate. On top, on the left side hand and on the right side hand, we see eagles. Așa de mai. On the left side hand, we see eagles. Mulțumire pentru soarele, pentru soarele care era zeul Palmirei. Eggs were sign of fertility. Ouăle erau semnul fertilității. And the eagles, actually eagle is a sign of God power. La vulturi era semnul puterii. So the eagle, practic, vulturi erau simbolul zeului Palmirei. It dominates the sky and the earth together. De ce? L-au ales pe vulturi ca simbol pentru că asta zbura spre cerul și practic putea domina întreg pământul de acolo de sus. Now we go inside. Acasă funcționarea cunoștințe ale pieselor de ieri, care au funcționat piesele. Now here we have the cellar, we have two niches, one at this side and the other one at the other side. La partea cea mai sacra pentru noi avem două nișe, una pe partea dreaptă și cealaltă pe stânga. Hai să urcăm. Atenție să nu alunecăm. Prea rău. Flower is a sign of life. Floarea este simbolul vieții. When the flower blooms, it gives life. Când floarea florește, dă viață automat. During the Byzantine time, în timpul curatei bizantine, they converted the cella into a church. Am transformat această parte a templului într-o biserică. We go observați, to the... data lumea a observat rămășițele pintură bizantine. We go to the other side. Mergem în partea cealaltă. Mișa, din partea se poate ca nu vreau. Ei, o studioasă, unde e statuia? Aici avem altă nișă. In this niche we see very beautiful decoration as well. Aici avem niște decorații foarte frumoase. On top of the frame we see the eagle again. Deasupra vedem iar silueta vulturului. The eagle opens its wings. Cu aripile desfăcute. We see the stars. Uitați chiar deasupra, pe top, pe top. We see the stars, the sun. Vedem de asemenea simbolizate lângă aripi foarte multe stele. And also we see two figures at the right side hand, left side hand. Those are the god of moon and the god of the sun. They are all protected by the god of Baal, which is the eagle. Deci reprezentând luna și soarele. So, again, the eagle represents the god Baal, which dominates the whole world. Practic, vulturul reprezintă zeul Baal. Bal care domină întreaga lume. Inside the niche we see on top of a dome. Înăuntru niche vedem deasupra un dom. And we see inside zodiac. Zodiac. You see the along the frame of the dome, which is the zodiac. Ah. We see the fish. Baza domnului zice că este decorată cu look, elemente zodiacale. We see some of them, they are clear fish and twin and the... Da, se vede cel mai bine zodia peștelui. Some of them are worse those. Din păcate nu toate s-au păstrat bine. Ce interesant de știu că această piatră pe care o vedeți acum jos era undeva sus cândva. By an earthquake. A căzut în urma unei mișcări telurice. Here we see the Kurwasa, this is the god of the moon. Aici este zeița lunii. Here we have fruits. They are from the oases of Palmyra. Fructele din oaza Palmirei. Here it is a little bit washed. The god of sun. Aici, din păcate, nu s-a păstrat atât de bine zeul soare. Giving his hand
to the god of moon, celebrating the celebrating the fertility of Palmyra. Sărbătorind fertilitatea Palmirei. Here we see wheat. Aici vedem grâu, fertilitate. Okay. Haideți pe partea cealaltă. Rămășițele erau și pictate, vedeți acolo în colț. Here up there we see soldiers. Deasupra niște soldați. We see a horse. Un cal. Here we see a figure of half a human being, half a snakes. Aici vedem un personaj ciudat. Actually, jumătate om, jumătate șarpe. This figure presents the bad will. Ah, asta ce înseamnă păcatul. And the soldiers are fighting the bad will. So it is păcatul, the war between soldații, bad and good. Soldații reprezintă forțele binelui și luptă împotriva răului. At this stone here at the back side. Mai avem o altă piatră aici. We see veiled ladies. Aici ar fi o doamnă. Here we see a camel. This is the statue of Baal set up on the top of the camel. E interesant că aici o camelă și deasupra fi trebuit să vedem statuia zeului Baal. Led by a priest. Camela este purtată tras afară de către un preot. Here people are standing on an ox fighting the bad will. Aici avem în față un bou. Here more people and here we see again. Unde? Da, un bou, asta e un bou. Again we see. Hola. Here again we see the veiled ladies. This is show us the ceremony of the veiled. Practic avem aici o scenă care arată ceremonia scoaterii statuii afară pe 26. Prezentare de modă. Între aia mai frumoasă. Asta și Canalizim villas, but the villas very interesting piece of a villa and piece of a villa and the stone together. Look, the stone it is the same piece. This is to make it much better, much faster. On top we see Ionic as well as Corinthian capitals. Capitelele sunt în stil ionic și în stil corintic. Actually, the most interesting thing about the whole thing. And the cel mai interesant lucru din tot. At the back side, all capitals, they have no decoration. Why? No decoration. Nu mai au. Because interesant că în spate capitelele nu au decorații. To come from that direction. Ah, și interesant. When the gold shines. Erau acoperite cu aur să strălucească din depărtare. When the gold shines, it shows the way for the caravans from very far away. Când bătea soarele, se vedea de depărtare și se iau caravanele cu tot soia. Tutti frutti! Corner there, in the corner. Unde strada coloanelor, directa. There are staircases, they go up and they can make very beautiful photos. Acolo în față puteți avea o poziție foarte bună ca să pozați întregul timp. This is your lecture.